Nul. Emoții la cote maxime în comuna Dârvari. Tinerii socialdemocrați sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți, dar și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu, de administratorul public Odruța Rogoveanu și de primarul comunei Dârvari Ionuț Gârgă, au ajuns în casa doamnei Ioana pentru a-i face o mică bucurie cu câteva zile înainte de învierea Domnului, iar singurătatea pare să fi dispărut pentru o clipă. Rămâna, doamnă, am venit pe la dumneavoastră să vă urăm sărbători fericite, un Paște liniștit și tot ce vă doriți dumneavoastră. Paștele este o sărbătoare a bucuriei în care oamenii se întâlnesc și familiile se reunesc în jurul unei mese îmbelșugate. Din păcate, nu se poate spune lucrul acesta și pentru mulți dintre semenii noștri, care trăiesc în sărăcie și în multe lipsuri. Printre ei se află copii, mame văduve care își cresc copiii, bătrâni singuri și neputincioși, familii sărace cu mulți copii. La inițiativa tineretului social-democrat, sprijinit de autoritățile locale și cele județene, a fost demarată o amplă campanie umanitară pentru a veni în sprijinul categoriilor vulnerabile din județul nostru. Astăzi au ajuns în casa doamnei Ioana, o bătrânică singură din comuna Dârvari, pentru care sărbătorile nu mai înseamnă un prilej de bucurie de foarte mult timp. Ce vârstă aveți dumneavoastră? 90. Ca un 32! 32? 89 de 89. Ani fac pe... Pe 12 iulie. Mulți înainte, mama, e să fii sănătoasă și să veni la dumneavoastră și la 100 de ani. Să veniți la... Nu mai pot să mai... Că nu pot să mai merg așa. Doamna Ioana ne spune emoționată până la lacrimi că nu se aștepta la o astfel de surpriză și că prin astfel de momente când are casa plină de oaspeți, singurătatea parcă dispare pentru o clipă. Mă bucur, vă mulțumesc frumos să trăiți, fata mea, să... Și dacă puteți, mai dați pe la mine. Din păcate, doamna Ioana nu a avut copii, însă i-a iubit din tot sufletul și chiar a luat sub aripa dânsei de-a lungul anilor mulți tineri pe care i-a considerat ca fiind parte din familie. Am înțeles că dumneavoastră nu ați avut copii. Dar am avut, am crescut 5 copii. Ia uite, ăsta l-am crescut numai de 8 luni. O fată, unul de 3 ani pe tatăl lor. De 3 ani l-am crescut și încă un frate de-a lui Tasu, ala a avut 5 ani și am crescut pe toți și unul a mers la 15 ani în picioare. Ne-am dus, am vândut și noi, am muncit că aveam și noi casa, dar a fost bătrânească și a căzut și noi ce să mai putem, el a zăcut atâția ani, eu singură. Viața pare să fi fost nedreaptă pentru doamna Ioana, soțul dânsei stingându-se din viață în urmă cu 14 ani. Ne mărturisește că l-a iubit enorm și a stat lângă el 6 ani, timp în care acesta a fost mobilizat la pat, având răni pe tot corpul. Că dacă mi-a luat bărbatul, are 14 ani, a fost mai mic ca mine și de picioare a zăcut 6 ani de zile cu rani, a avut rani pe el. Și ați avut grijă de dumneavoastră? Numai în cearșaf 6 ani l-am ținut cu cearșaful pe el și 4 ani a zăcut de picioare. Și 2 ani s-a operat de încurcătură de masă și eu am muncit singură, am alergat, l-am ținut cam... Și-am crescut 5 copii. Dacă pentru mulți dintre noi sărbătorile sunt un prilej de bucurie, pentru cei mai puțin norocoși, acestea adâncesc și mai mult lipsurile și singurătatea. Astfel, organizația TSD Mehedinți, sprijinită de președintele Consiliului Județean Mehedinți, dar și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu, împreună cu administratorul public Codruța Rogoveanu, dar și de primarul comunei Dârvari, Ionuț Gârgă, au trecut pragul casei doamnei Ioana pentru a-i oferi speranță și bucurie, dar și pentru a-i aduce alimente specifice sărbătorilor pascale pentru o masă îmbelșugată. Codruța Rogoveanu, administratorul public al Consiliului Județean Mehedinți, a fost mereu implicată în comunitate, iar ajutorarea categoriilor vulnerabile din județul nostru a ocupat mereu primul loc, vârstnicii și copiii deopotrivă fiind prioritari. Am venit cu sufletul deschis și cu mari emoții la mamaie Ioana. Este una dintre cele mai în vârstă persoane din satul Dârvari. Văduvă de aproape 15 ani, fără copii, dar a crescut 5 nepoți. Nu știu cum să vă explic, nu am cuvinte să descriu
puterea mamaiei Ioana, cu care se îngrijește singură. Suntem alături de dânsa, atât eu cât și domnul președinte Aladin Georgescu, domnul primar Ionuț Gârgă. Mulțumim tinerilor social-democrați, organizația Mehedinți. Îi urăm pe această cale mamaie Ioana un Paște fericit, sănătate, liniște și toate cele bune. Există o vorbă în popor care spune că cine nu are bătrâni să-și cumpere și apoi să le asculte poveștile. Din păcate, majoritatea poveștilor sunt despre bătrânețe, singurătate, neputință, sărăcie, durere, de aceea, prin această acțiune, TSD Mehedinți, alături de autoritățile locale și județene, au dorit să atragă atenția că aceste persoane sunt lângă noi, că ne înconjoară zilnic și totodată să îi îndemne și pe alții să facă mai multe pentru ei.